Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov din Bacău au organizat pe 3 decembrie, în parteneriat cu Asociația Culturală Familiale ca ediția a 25-a a Crăciunului Scriitorilor la Avangarda 22. Manifestarea a avut loc în Parcul Cancicov, iar Acum TV a fost partener media al reuniunii. Prezent au răsuns oaspeți din Bacău, București, Piatra Neamț, Târgoviște, Onești, Comănești, Buhuș și din Roman. Scriitori, artiști și preoți, intelectuali, directori de instituții și patroni de firme, iubitori de cultură și artă, reprezentanți ai mass media. Cei prezenți au fost colindați de către soprana Claudia Vasilache, profesoară la Colegiul de Artă George Apostu Bacău, ce a fost acompaniată la pian de Elvis Condrea, de solista Oana Crețu, profesoară la Colegiul de Artă George Apostu, de cantautorul Florin Țuțuianu, dar și de grupul vocal Suflet Românesc, de grupul vocal Vatra Satului, instructor Joachim Dămoc, precum și de elevele Elena și Teodora Tudose din Cașin. De altfel, Cașinul a fost cel care a deschis seria evenimentelor. În deschiderea evenimentului, Constantin Tudose, autorul lucrării Porțile de lemn ale Cașinului, Porțile Sufletului, a deschis evenimentul cu un interesant scurtmetraj intitulat Cașin, marcă identitară națională, prezentat de către Constantin Tudose, președintele Asociației Cașin, Tezaur de Frumusețe. Cașin este o localitate din partea vestică a depresiunii Cașin-Tazlău, tocmai acolo, la poalele munților, o localitate atestată documentar cu mulți ani înaintea satului București. Da, satului București. Nu era cetate București atunci când a fost atestată documentar prima dată. Deci este atestată documentar cu 2 ani, însă în urma orașului, a actualului oraș Bacău, dar tot sat era și Bacău. Primele colindătoare ale Crăciunului Scriitorilor au fost Elena și Teodora Tudose. De altfel, tot ele au fost cele care au cântat în încheierea manifestării. Este primul concert din această lună decembrie anului 2022? Da, este primul concert din această lună. Ați avut emoții? Cum a fost? Am avut puține emoții, dar a ieșit foarte bine. Ești mulțumită de prestația ta, a surorii tale? Da, sunt foarte mulțumită. Am înțeles. Voi ați primit numeroase premii la aparițiile care le-ați avut, la festivaluri, competiții naționale. Am văzut că și aici ați primit o diplomă. Da, am primit o diplomă pentru o revista clasei, care am făcut-o în clasa 3-a, anul școlar trecut, și una pentru cântarea noastră de astăzi. Am înțeles. Eu nu să înțeleg așa, revista voastră e așa de notorietate și văd că a depășit granițele municipiului Onești, a școlii voastre și a colegilor, până la urmă, voi acolo echipa care lucrează e cea mai bună și ați ajuns și în județul Bacău, ca să zicem așa. Da, ne bucurăm că a depășit granițele școlii noastre. Sper că colegii sunt mândri de ei, au făcut o muncă minunată și le mulțumim că ne-au ajutat să întemeiem ceva atât de frumos. Știu că alături de voi, acum eu vă iau de interviu doar vouă, dar alături de voi, pe lângă doamna învățătoare, sunt și o echipă puternică și inimoasă care vă ajută și care scriu cot la cot cu voi. Da, adevărat, au muncit și ei foarte mult. Munca în echipă, până la urmă, este cea care face să culegeți roadele voi acum la acest eveniment. Practic îi reprezentați. Da, și sper să fie și ei mândri de noi și sperăm că vom mai face un număr. Așa este? Da, desigur. Știu că ați negociat așa un pic, a fost greu, pentru că voi totuși sunteți eleve în clasa a patra, dacă am ținut bine minte, așa, și e greu și școală, și repetiții la canto, și revistă. Da, este un picuț greu, dar cu ajutorul colegilor am reușit. Felicitări transmite și din partea noastră colegilor și felicitări și vouă, pentru că sunteți atât de bune și atât de talentate. Mulțumim mult! Un mesaj, dacă e pentru cei care ne urmăresc, voi ați venit aici cu un colind frumos, ați prezentat un colind nemaipomenit, un mesaj pentru cei care ne urmăresc, telespectatorii noștri, pentru că am intrat în luna decembrie, luna cadourilor și ne pregătim cu toții de nașterea Domnului Iisus Hristos. Ia să vedem ce mesaj. Păi, în primul rând,
Le dorim și celorlalți copii de clasa 4 sau de 3 să încerce să scrie un ziar și le urăm tuturor Crăciun fericit! Au fost acordate premiile anuale ale Crăciunului Scriitorilor oferite de către Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov ale filialei Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, președinte Dănuț Voicu, și premiile poetului Victor Stan In Memoriam, care au fost înmânate de poeta Geta Stan Palade din Piatra Neamț. Bună ziua! Bucurie mare că ne vedem și anul acesta, cel puțin bucurie din partea mea, că văd partenerii cunoscuți care, în liniștea menținută și anul acesta și în spațiu geografic, putem să ne desfășurăm activitățile și aceasta de continuitate de la 25-a ediție, coordonată de inimosul Victor Mutanu. Prezentarea domnului președinte, aș vrea să o rectific un pic. Dacă am făcut ceva pentru Fundația Georgeta și Mircea Cancicov, pentru Crăciunul Scriitorilor, am făcut în calitate de om de afaceri. Sunt președintele Cultului Eroilor de anul trecut, am fost prim vicepreședinte, am fost alături de această mișcare, de aceste întâmplări, timp de 14-15 ani, în permanență, atâta timp cât am fost invitat și sper că să am energia și resursele necesare să fim aproape de acest fenomen la nivel național. Vă mulțumesc! Premierul Boc spunea, dați-mi un scaun, eu să mă văd și eu, dar eu sunt scurt, cum spune Victor, și mă conformez și eu și domnul Buzna și maestrul Nicolescu. Atât vreau să vă spun, felicitări, Victor, e greu să te însoțești cu el la asemenea palade, dar sunt extraordinare și vrem să mai venim. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Scriam cândva, în urmă cu câțiva ani, un articol despre Victor Munteanu și despre inițiativele lui în domeniul culturii. Și spuneam, inspirat fiind de titlul unui roman celebru, Foloși nebuni ai banilor orașului. Victor Munteanu este un folos nebun, pentru că numai un nebun împătimit de valorile culturii noastre naționale poate și reușește să organizeze astfel de întâlniri. Ea spune că sunt pentru, cel puțin din perspectiva pe care o privesc eu, sunt niște aventuri pe tărâmul culturii pe care puțin sunt capabili să le ducă la bun sfârșit. Bine ați venit, bine ne-am găsit la acest mare eveniment pe care Victor Munteanu, prietenul meu, de foarte mult timp, îl organizează cu mult succes și eu sunt de fiecare dată aproape de dânsul. Îl felicit pe Victor pentru tot ceea ce face, îi urez mult succes în continuare, îi promit că îl voi susține atât timp cât și eu voi rezista și împreună cu dumneavoastră vom participa an de an la un asemenea eveniment. Pentru că timpul a expirat, vă mulțumesc! Onorată și emoționată, m-ați invitat la acest eveniment. Facem parte din lumi diferite, a mea mai aproape de biologicul din noi, a dumneavoastră spirituală, fără atom, fără molecule, dar aceste lumi se întrepătrund. Sunt medici scriitori și scriitori care sunt medici doctori de suflete. Vă doresc în următorul an să fiți plini de inspirație, să creați poeme, romane, să ne încântați pe noi muritori. Este o surpriză, pentru că domnul Oatu a vorbit foarte frumos și adevărat că ce face domnul Victor Munteanu este unic și merită recunoștința comunității. Într-adevăr, am completat o mică surpriză din partea comunității. O diplomă de excelență se acordă domnului Victor Munteanu pentru... președinte fondator al Fundației Culturale Georgeta Mircea Cancicov,
pentru remarcabilele contribuții culturale și realizării celor 25 de ediții a Crăciunului Scriitorilor. De asemenea, merită menționat ceea ce a realizat de 22 de ediții acel festival concurs național Avangarda 21, care este unic la nivel național, la fel ca și Crăciunul Scriitorilor. Din partea comunității, domnul Victor Munteanu, vă invităm să vă înmânăm această diplomă pe care o meritați cu prisosință și merită felicităm și cei care v-au susținut de-a lungul timpului. Reuniunea s-a încheiat cu un Te Deum în memoria eroilor neamului și a patronilor spirituali ai Fundației Can Chicov, ai familiei boierilor Leca și a memoriei scriitorilor, artiștilor și intelectualilor Avangardei 22, trecuți la cele veșnice. Manifestarea s-a încheiat cu o agapă creștină. Moderatorul evenimentului a fost poetul Victor Munteanu.